Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Să știți că este o zi foarte intensă, este o zi aglomerată, o zi în care se întâmplă foarte multe evenimente din punct de vedere astrologic, dar o să le vedem și din punct de vedere fizic. Da? De asemenea, este o zi în care vom fi cu toții mai comunicativi. Poate în prima parte a zilei simțim mai multe tensiuni, însă în general vom avea chef să comunicăm, să facem drumuri, poate chiar vom fi și curioși de tot felul de lucruri și asta este absolut fantastic. Însă, astăzi este un moment în care se pot închide foarte multe situații, se pot lua decizii foarte, foarte importante. O zi în care comunicarea va conta foarte, foarte mult. Și de asemenea, tot astăzi Lilith schimbă zodia, intră în Fecioară și stă acolo aproximativ 9 luni de zile. Timp în care o să scoată din fiecare acel spirit critic, însă simt eu să transmit că Lilith acolo o să ne trezească la realitate din multe puncte de vedere. Da? Nimeni, da, și nimic nu are ceva personal cu noi, ceva rău, toate energiile astea ne vor binele. Și cu siguranță, timp de 9 luni de zile, vom fi foarte mult reziți la realitate. Repet, vom fi foarte concentrați pe detalii, însă este important să nu ne pierdem în detalii. Dorim să fim mai perfecționiști și asta este ok, însă până într-o limită, că până la urmă suntem și noi oameni. Și frumusețea vieții tocmai în acest lucru este, în imperfecțiuni și în faptul că suntem diferiți. Cu Lilith acolo în Fecioară veți vedea că timp de 9 luni de zile atenția în general în lume va fi foarte mult concentrată pe sănătate, pe muncă, unde da, pot fi mici mari probleme în următoarele luni, pe tot ceea ce ține de relația cu rudele, dar și acolo vom vedea tot felul de situații ciudate, însă vom vedea și o concentrare foarte mare a oamenilor în general, repet, pe tot ceea ce ține de animale, de companie, de a avea un stil de viață sănătos și din punctul meu de vedere opoziția aceasta dintre Lilith și Saturn, care încă se simte și o să se simtă mult mai intens în următoarea perioadă, din punctul meu de vedere, ne spune clar că este nevoie de un stil de viață mai sănătos, să fim atenți ce mâncăm, să fim atenți cât de curată este mâncarea respectivă, da? Este bine să fim atenți pe așa ceva, din punctul meu de vedere. Mai ales că Lilith se întâlnește și cu Venus, da? Și acolo o fac amândouă o poziție cu Saturn, deci mai mult decât atât este nevoie să fim atenți pe așa ceva. Și în general ar fi bine ca în următoarele 9 luni de zile să fim foarte atenți cu ceea ce oferim, pentru că vom avea tendința să ajutăm pe toată lumea fără să ni se ceară ajutorul și apoi să avem pretenția ca omul respectiv să țină minte și să vină să ne sune, să ne spună. Este important cu Lilith acolo din punctul meu de vedere să facem gesturi față de ceilalți, să îi ajutăm, doar dacă ni se cere ajutorul și doar dacă omul ăla chiar are nevoie. Da? Deci din punctul ăsta de vedere e bine să avem niște limite. Și încă o informație, tot cu Lilith acolo în Fecioară, timp de 9 luni de zile o să vedeți că o să se vorbească extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Da? Dar vor fi și chestiuni reale și veți vedea foarte mulți oameni sensibili la critică. Da? Însă acum și noi este nevoie să ne calculăm puțin, da, discursul, pentru că da, unele cuvinte pot răni destul de mult. Da? Bun. Și încă o informație, că v-am spus că este o zi foarte încărcată, iar energiile despre care eu vorbesc deja le simțim și o să le mai simțim mult bine, cel puțin cu Lilith, repet, 9 luni de zile avem timp să discutăm mult și bine despre ea. Este și un moment foarte bun să ne afirmăm, este un moment foarte bun să înțelegem că o relație este bună, însă până la un punct. Da? Este bine să ne concentrăm foarte mult și pe plăcerile noastre. Chiar este o zi în care femeile vor avea un rol extraordinar de important și în general săptămâna asta, doamnele și domnișoarele, da, noi vom avea un rol important. Acum îmi pare rău, domnilor, n-am nimic cu voi, dar momentan, da, asta e povestea.
Asta e poveste și este ok, repet, încă o dată, să alegem iubirea, să alegem plăcerea și vom vedea că începând cu ziua de marți, foarte multe relații, asocieri, parteneriate, povești de iubire, colaborări, vor lua o întorsătură diferită, dar benefică. Da? Avem împărăteasa în ziua de marți, care predispune la abundență, la bogăție, vorbește despre stabilitate, vorbește despre plăcere, despre confort și avem judecata sau justiția. Deci se pot lua decizii importante astăzi privind confortul nostru, privind starea noastră de bine și de asemenea, poate cine știe, așteptăm bani, primim bani, există o foarte mare predispoziție spre a finaliza ceva ce am început noi acum mult timp. Un proiect, o situație și tot ziua de marți, să știți că predispune la întâlniri în cadrul cărora se discută niște lucruri, dar cumva practice, da? Practice. Și mai mult decât atât, repet, cu Lilith acolo în Fecioară, o să ne concentrăm foarte mult pe partea practică a lucrurilor, pe partea practică. Da? Bun, cam atât în mare parte, da? O să te rog să vezi și de la Zodie și de la Ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, poate o să fac o filmare specială pentru Lilith în Fecioară, că avem multe lucruri de discutat. Am spus-o și în comunitate mai pe larg, aici o spun pe scurt că stau bine unde stau și mi-este bine. Această opoziție dintre Lilith și Saturn, să știți că activează o axa sănătății și în momentul în care se produce, ele cumva sunt inversate, adică Lilith e pe casa 12-a și Saturn e pe casa 6-a. Cu atât mai mult, da, discutăm despre deschiderea, da, unei perioade, nu neapărat de săptămâna asta sau de săptămâna viitoare când are loc opoziția la grad exact. Opoziția asta se simte de ceva timp, o să o mai simțim pe parcursul lunii octombrie. Deci discutăm despre o activare, da? Și da, această situație, având în vedere că o să fie și cuadratura dintre Pluto, Marte, da, o să fie și eclipsele astea, putem să discutăm despre, v-am zis eu, deschiderea unei perioade în care sunt mari probleme legate de muncă, legate de sănătate în general în lume, da? Asta atât mai mult nu pot să spun aici public, da? Bun, dar să sperăm că lucrurile vor fi bune. Și acestea fiind spuse, ne vedem la zodiile de care ești interesat. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o perioadă în care în primul rând veți comunica foarte mult și este o perioadă în care puteți să aveți parte de tot felul de schimbări benefice legate de un contract de la locul de muncă, legat de rudele voastre, poate chiar are legătură și cu rutina voastră zilnică, însă văd acolo niște schimbări. Se schimbă șeful, primești o funcție de conducere, dai în spate de la un proiect. Deci chestiuni de genul acesta. Lilith intră pe casa a șasea și timp de vreo 9 luni de zile, atenția ta va fi pe sănătate, pe rutina zilnică, pe un stil de viață sănătos și cu siguranță aici ar fi bine dacă apare o problemă de sănătate sau ceva, să mergi la medic, că e cel mai ok, nu e nimic grav. Pe de altă parte, tot Lilith acolo, să știi că îți poate da mici, mari tensiuni în relația cu persoanele de la locul de muncă. Pot apărea critici, pot apărea tot felul de pretenții din acestea, cineva să vrea să fie totul perfect sau cineva să-și dorească, na, poate ca lucrurile să fie cumva mai practice din fire și nu vrea foarte multă teorie. Pe de altă parte, este o perioadă foarte bună pentru tine pe iubire, pe dragoste, pe relația cu un copil, pe o afacere, pe tot ceea ce ține de plăcerile tale. Și uite că este așa o perioadă în care poți să cunoști pe cineva sau o perioadă în care poți să-ți rezolvi niște chestiuni legate de copilul tău, legate de persoana iubită, pentru cei aflați într-o relație. Dacă aveți afaceri, vedeți că vă vin bani, dar e nevoie să luați voi atitudine, lăsați-i pe ceilalți deoparte și cum anume prin muncă, da? Prin muncă, prin organizare, prin organizare. Și acum, indiferent de vârsta pe care o ai, să știi că în următoarea perioadă munca o să fie la ea acasă. Dacă vrei, programează-ți tu niște activități ca să nu-ți dea universul. Hai să vedem, dragi și berbeci, ce faceți voi. Și a început citirea, arcana majoră, justiția, soarele. Uite, justiția este una din energiile generale pentru ziua de marți.
Și avem o conexiune cu zodia Leu, zodia Balanță, o zi în care afli despre o veste foarte bună, ceva se luminează, ceva arată altfel în viața ta și de asemenea văd o energie foarte frumoasă. Rezolv ceva legat de niște acte, de o instituție. Faetonul, o conexiune cu zodia Rac, dar și o veste bună pe care o primești de la distanță. Este clar aici vorba despre o bucurie, un triumf pentru tine, ceva ce reușești să rezolvi. Iar ultima carte, Judecata, deci este clar pentru tine o zi extraordinar de intensă. Judecata spune despre o revedere cu o persoană dragăție, dar și despre un răspuns pe care tu îl aștepți de foarte mult timp. Poate să fie ceva legat de un copil, ceva legat de șeful tău, poate are legătură cu o avansare a ta, însă în această zi de marți să știi că tu vei ieși foarte mult în evidență. Zodia Taur. Dragi Tauri, banii sunt importanți pentru voi astăzi și vedeți că în prima parte a zilei pot apărea niște tensiuni în relația cu prietenii sau în relația cu ceilalți. Da? Pentru tine este o perioadă în care se iau decizii foarte importante, sunt niște discuții serioase acolo privind relația de cuplu. Poate sunt chestiuni legate de o afacere, poate sunt lucruri pentru alți tauri legate de o colaborare sau de relația cu un copil. Acolo sunt niște chestiuni pe care le ai de rezolvat. Pe de altă parte, Lilith pentru tine intră pe casa a cincea și discutăm despre deschiderea unei perioade în care va fi nevoie, da, să te concentrezi mai mult pe copilul tău. Copilul tău fizic, asta dacă ai copii. Dacă ai copii, e vorba de copilul tău interior. Mulți tauri veți avea multă creativitate cu Lilith acolo, dar este important să o puneți și în practică, da, pentru voi în mod special. Și uite, Lilith acolo, să știi că îți poate scoate la suprafață anumite răni, anumite traume pe care le ai din copilărie și pe care acum le poți vindeca. E momentul potrivit. Începând cu ziua de marți, îți dai seama, 9 luni de zile. Ai timp suficient, iar taurii aflați într-o relație vedeți că este posibil ca ispita să lovească pe undeva și e posibil să lovească bine. Iar taurii singuri vedeți că atenția va fi foarte mare pe iubire, pe partea aceasta de plăcere. De asemenea, pentru tine este o perioadă în care trecutul bate la ușă și este o perioadă în care iei decizii importante privind un parteneriat, privind o relație veche, poate cu o rudă sau o relație cu o persoană de la locul de muncă. Însă foarte mulți tauri în perioada asta sunteți puși pe schimbări, sunteți puși pe închideri și acum tu vei găsi inspirația necesară, vei găsi soluția necesară ca să ieși dintr-o situație. Hai să vedem, e ca și cum îți transformi viața, da? Și avem îndrăgostiții și trei de cupe, o bucurie mică pentru tine astăzi, asul de monede, care are legătură cu un nou început, un nou loc în care mergi, un nou proiect, o dovadă fizică pe care cineva ți-o oferă sau poate un cadou. Apoi avem îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni, dar și o atracție foarte mare pe care tu o ai față de o persoană, față de o relație, față de o situație anume. Apoi avem patru de bâte, petreci, celebrezi, primești o veste bună, te întâlnești cu niște prieteni, poate este o zi de naștere a unei persoane. Ultima carte, soarele, o legătură cu zodia Leu, dar și o zi foarte bună pentru tine. Soarele reprezintă bucurie, armonie, soarele reprezintă faptul că tu vei avea succes în această zi de marți și de asemenea este o zi extrem de puternică pentru tine, extrem de frumoasă. Reușești să rezolvi ceva foarte important pentru sufletul tău. E ca și cum mergi la o nuntă, mergi la o petrecere. Bine, n-ai cum că e marți, dar poate primești o invitație pentru alți tauri. Sau rezolvați ceva care vă bucură extraordinar de mult. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, o zi în care vă recăpătați energia. De asemenea, în prima parte a zilei pot apărea niște tensiuni, poate să apară o criză de identitate pentru unii gemeni, poate să apară un moment în care nu-ți mai dai seama cât valorezi, câți bani trebuie să primești, câți bani trebuie să dai, da? Toată zona aceasta. În general să știi că este o zi pentru tine și o perioadă aș merge, pentru că energiile astea deja se simt și se vor simți mult mai intens în următoarea perioadă. Discutăm despre o etapă în care tu treci prin transformări majore,
pozitive legate de muncă, legate de bani, casă, viață privată. Deci, gemenii în perioada asta trec niște transformări majore din toate punctele de vedere și vedeți că transformările astea pleacă de la voi. Unii gemeni posibil așa, peste noapte, vă treziți și vă schimbați rutina zilnică. Spuneți gata, nu mă mai trezesc la 6, mă trezesc la 5. De ce? Pentru că vreau să am timp să beau cafeaua, să-mi fac treburile, să stau în liniște, să-mi citesc un articol, să mă uit la o emisiune, da? Deci o să vedem gemeni care se organizează ceva mai bine. Ăsta e și Saturn acolo, care asta vrea de la noi. Mai puțin cu partea asta de copilărie, nu mai merge cu pentru totdeauna tânăr. Dar nu e ceva de rău, pentru că e ceva care ție personal îți va oferi mult mai multă iubire, plăcere de viață, deci te va ajuta foarte mult. Cu siguranță unii gemeni poate hotărâți să vă mutați sau să vă relocați în această perioadă. Lilith intră pe casa a patra. Cu atât mai mult vă spun că vă crește intuiția, doar că va fi nevoie să vă concentrați mai mult pe casă, pe familie, pe rudele voastre. Și acum că vă place, că nu vă place, aia e. Trebuie să faceți și lucrul acesta. Și mulți gemeni chiar se vor gândi serios la întemeierea unei familii, da? Începeți să vă gândiți și voi așa că universul vă dă semne și spuneți, bun, stau bine în relația cu partenerul sau nu stau bine? Mă despart sau mă mut împreună, mă relochez. Mulți gemeni o să simțiți o mult mai mare stabilitate din punct de vedere emoțional, da? Însă e important să vă ascultați și intuiția, că dacă nu ascultați, nu e ok. Ca și cum aveți un gând și imediat, pac, l-ați pus și în practică. Și asta e super, super ok. Da? Și mulți gemeni o să vreți să vă cumpărați o casă, o să vedeți voi. Și timp de 9 luni de zile veți fi treziți la realitate privind baza voastră, emoțională, spirituală, fizică, familia. Deci veți fi treziți la realitate că este importantă și baza aceasta pe care noi o avem. Da? Baza informațională, adică, nu știu, cunoștințele pe care le ai. Oamenii pe care i-ai alături de tine. Na, asta e viața, mai trebuie să facem și asta. Pentru tine, uite, sunt femei în jurul tău care te ajută extraordinar de mult și este o perioadă în care modul tău de a negocia, modul tău de a pune problema, te-ar putea ajuta enorm de mult în afaceri, în relația cu ceilalți, în relația cu grupurile mari de oameni sau chiar dacă discutăm despre viitorul unei povești de iubire, acolo, în perioada asta, se pot clarifica niște lucruri. Hai să vedem ce spune tarotul. Hai că am vorbit destul pentru fiecare. Cred că o să fac și ceva separat pentru doamna Lilith, că e de vorbit. 4 de monede, valetul de monede, deci valetul de spade. Exact cum spuneam, ești foarte curios cum anume să-ți găsești această stabilitate și cu siguranță vei căuta tot felul de soluții, prin persoane, prin mai multe informații. O zi în care studiezi, o zi în care te simți bine, poate să fie și un moment în care primești o sumă de bani, da? Sau faci ceva nou. Arcana majoră diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Așa cum spuneam, planul material este foarte important pentru cei mai mulți gemeni și este și o perioadă în care vă simțiți atrași, da? Sau aveți voi o pasiune față de cineva anume, dați dovadă de mai multă carismă, de mai multă autenticitate. Iar ultima carte, 8 de bâte, niște vești bune care apar, dragi gemeni, dar este o zi în care totul se mișcă extraordinar de repede. Da? Extraordinar de repede și vedeți că puteți să faceți cuceriri foarte rapid. Acum, depinde de voi ce faceți. Da? Depinde de voi ce faceți. Multă pasiune, multă bucurie aici, da? Este o veste bună care te ajută. Ceva începe să se miște foarte rapid. Zodia Rac. Dragilor, o zi în care nu aveți voi suficientă energie și o zi în care sunteți luați prin surprindere prin tot felul de activități, da? Este bine să vă păstrați credința și să vă ascultați intuiția. Pentru tine este o perioadă în care au loc niște negocieri, niște discuții foarte serioase privind relația cu rudele, privind relația cu partenerul, relația cu tatăl, un parteneriat de afaceri, poate chiar în sfârșit ai niște discuții mai serioase cu un copil sau cu o persoană dragăție. Da? Este ceva ce pentru tine e foarte benefic din punct de vedere personal, pentru că situația asta îți poate aduce mai multă stabilitate. Lilith intră pe casa a treia. Vezi că vei comunica enorm de mult în următoarele 9 luni de zile. Poți avea probleme cu vecinii sau poate vei învăța să comunici ceva mai eficient. Da? Cumva strict și la obiect, fără să te pierzi în detalii.
Îți vei dori foarte mult să scrii, să citești, să înveți lucruri, da? Deci se naște pentru tine o dorință mare de a învăța lucruri, dar cumva din punct de vedere practic. Da? Și asta e ok. Asta e ok. Poate mulți raci o să vă doriți în următoarele 9 luni de zile să vă luați mașină sau să dați de carnet, dacă nu l-aveți deja. Este o poziție a lui Lilith care personal pe tine eu cred că te va trezi puțin la realitate. Da? Te va trezi puțin la realitate și singura chestie, fii puțin atent pe felul în care te exprimi. O să vrei să vorbești mult și asta e ok, dar să fii atent cum te exprimi, pentru că poți să o dai în critică, tu să ai o intenție bună și omul ăla să se simtă lezat, să se simtă afectat și tu n-ai avut nicio intenție rea. Da? Bun, rudele și acum na, vă mai vedeți cu rude, vă mai vin persoane în vizită, poate vouă vă place chestia asta. Și tot pentru tine este o perioadă foarte bună pe bani, da? O perioadă foarte bună pe bani, o perioadă foarte bună în care conștientizezi valoarea ta personală și o perioadă în care să știi că se iau decizii privind cariera ta. Uite, poți să avansezi la muncă sau ți se poate propune un alt job pentru un iraci. Da? Bun, cam atât. Hai să vedem și tarotul ce zice. Sunt energii foarte puternice care, repet, se simt toată săptămâna, deci dacă vreți puteți să revedeți filmarea, nu e doar pentru marți. 4 de monede, arcana majoră, moarte, au conexiune cu zodia Scorpion. Aici este ceva ce părea foarte, foarte stabil sau este ceva care este prezent de mult timp, da? Și care, uite, necesită o transformare. Poate este o situație de care tu ții acolo foarte mult și nu vrei să renunți, dar văd o transformare, o schimbare. Arcana majoră, temperanța, o conexiune cu zodia săgetător. Este o perioadă sau o zi pentru tine în care este nevoie să menții un echilibru, da? Este nevoie să faci un compromis, să lași de la tine și celălalt trebuie să lase de la el, chiar dacă celălalt este un coleg de la muncă, un prieten, un vecin sau chiar persoana iubită. Ultima carte, 8 de monede, o zi în care te concentrezi foarte mult pe muncă, dar de asemenea văd aici că îți dai seama că este mai bine să mergi pe cont propriu într-o situație și ce mai văd este faptul că este și o zi în care începi să te concentrezi mai mult pe detalii, însă, repet, încearcă să nu te pierzi în detaliile alea. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este o zi în care vă faceți planuri de viitor, stați concentrați pe carieră, pe prietenii voștri, pe relația cu grupurile mari de oameni, pe zona de online și pentru voi este o perioadă în care se rezolvă niște chestiuni foarte importante legate de muncă, legate de banii pe care îi primiți, legate de siguranța financiară pe care o aveți la locul de muncă, iar unii lei în perioada asta fie aveți o mai mare poftă de mâncare, fie discutați mai mult despre partea aceasta materială, partea aceasta practică a lucrurilor. Da? Și voi cu siguranță sunteți pregătiți să faceți niște schimbări prin rutina zilnică. Vedeți că sunt niște obiceiuri vechi acolo care cam trebuie eliminate. Da? Eliminate. Lilith te lasă în pace, iese din zodia ta în sfârșit și intră pe casa banilor. Și aici îți va pune puțin la încercare valoarea personală și mai mult decât atât te va înțepa acolo să faci mai mulți bani. Da? Dacă o să înțelegi tu să faci mai mulți bani, e ok. Dacă nu, apar cheltuieli și vei fi nevoit să produci în schimb. Da? Nu sunt cheltuieli mari, dar pe de altă parte, tot Lilith acolo, vezi că fie îți crește pofta de mâncare, fie te trezește la realitate, că e nevoie să acorzi o mai mare atenție felului în care te alimentezi. E foarte important acest aspect. Da? Cât mănânci, ce mănânci, cât de curată e mâncarea aia, energetic, fizic, mai mult aș merge pe partea fizică, dar na. Mai mult decât atât, pentru tine este o perioadă foarte bună în care poți să reușești să rezolvi ceva foarte important. Este un proiect mare, este ceva care te solicită. Poate discutăm de alți lei despre o relație, despre o călătorie împreună cu o persoană. Sunteți dornici de călătorii voi în perioada asta și de asemenea rezolvați ceva foarte important în perioada asta, legat de un contract, legat de o colaborare, de zona străinătății. Poate chiar are legătură cu zona aceasta a studiilor pentru unii lei. Acum e cazul să abordați lucrurile de la nivel înalt și să aveți încredere în ceea ce spuneți voi, nu în ceea ce spun ceilalți. Da. Că e mai bine așa.
poate să fie și o perioadă în care unii lei faceți cuceriri sau dacă vă aflați într-o poveste de iubire, e posibil să vă gândiți serios fie la o căsătorie, fie la o logodnă. Da? 4 de bâte, 5 de monede. Da, este o bucurie aici, dar pe de altă parte văd și o problemă, o problemă financiară, de sănătate sau unii lei ca și cum vă bucurați că ați rezolvat ceva, dar în același timp vă simțiți singuri, abandonați, lăsați deoparte. 6 de monede, primești niște bani, dai la rândul tău bani, reușești să găsești un echilibru din acest punct de vedere. Poate e cazul, dragi lei, să mai investiți bani și pentru voi, dar mai lăsați pe ceilalți în pace. Roata destinului, ultima carte, un noroc foarte mare pentru tine, o bucurie. Roata destinului poate să însemne și o zi în care lucrurile încep să se miște pentru tine într-o direcție mult mai pozitivă. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi este o zi bună. În primul rând, este o zi în care puteți să luați niște decizii importante privind relația cu un copil, relația cu persoana iubită, privind o colaborare pe care o aveți. Deci e ceva extrem de benefic pentru voi. Sunt niște discuții sincere, se întâmplă niște lucruri frumoase. Lilith vă lasă în pace, iese de pe ultima casă astrologică și intră în zodia voastră. Și vă amplifică foarte mult caracterul, da? Și o să vă treziți că vreți să vorbiți mai mult, că o să vreți mai multă atenție din partea celorlalți, o să vreți recunoștință din partea lor și aici nu știu cât de mult o să primiți cu Saturn și e nevoie să învățați, să nu mai ajutați pe toată lumea fără să vi se ceară ajutorul sau va fi nevoie să nu mai dați sfaturi tuturor fără să vi se ceară. Voi aveți intenții bune, dar să știți că este o perioadă în care cu toții suntem foarte sensibili la critică, da? Și vedeți că se pot rupe relații importante pe chestia asta, da? Tu ai vrut să-i faci un bine omului respectiv, să-i spui că nu-i stă bine îmbrăcat așa și ăla chiar a luat-o personal și spune gata, păi nu-i mai răspund la telefon, nu contează câți ani de prietenie aveți sau ce relație aveți, deci e nevoie să vedeți ce faceți. Partea bună e că vă crește intuiția, da? Dar e bine să o și ascultați, dacă tot e acolo prezentă Lilith. Concentrare foarte mare pe propria persoană și cu siguranță mulți dintre voi vă veți trezi la realitate cu Lilith acolo și cu siguranță veți învăța aceste lecții, despre, mă rog, lecțiile despre care vorbeam eu, cu sau fără voia voastră. Da? De preferat ar fi să încercați să lucrați cu voi. Dacă nu, oricum o să le învățați. Mai mult decât atât, pentru tine este o perioadă în care se rezolvă niște chestiuni foarte importante legate de bani, legate de ceva important pentru sufletul tău. Da? Poate să fie o veste pe care o aștepți, un act, poate o decizie legată de o poveste de iubire, legată de zona aceasta financiară. Da? Deci se rezolvă din lucruri. Se rezolvă din lucruri. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Și va fi nevoie să vedeți exact cât vorbiți și cum vorbiți. Da? Asta e viața. Bun, avem judecata Temperanța. O conexiune cu zodia Săgetător. Dar uite, tu aici e ca și cum aștepți o decizie, aștepți un răspuns de mult timp și uite că astăzi îl poți primi. Pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune. Deci este ca un fel de echilibru la care tu aici vrei să ajungi. 10 de bâte, da? Unii poate vreți să mulțumiți pe toată lumea. 10 de bâte poate să mai însemne aici un moment în care simți ceva că te apasă, simți că ceva e în spatele tău, că te apasă, că e cumva. 10 de bâte poate să mai însemne, dragi fecioare, și un moment în care aveți foarte multe activități. Vedeți că poate ieși și preluați activități care nu vă aparțin. Fiți atenți și la asta. Că unii pot profita de plăcerea voastră de a lucra. Ultima carte, 9 de spade. Este un oarecare stres aici, da? Tot felul de gânduri care apar. Este ceva legat de o bucurie, de o victorie, de o decizie oficială sau de un răspuns. Te stresezi pentru cineva sau pentru ceva anume. Poate ar fi bine să acționezi, da? Și să nu lași doar gândurile să-și facă apariția. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o perioadă în care apar schimbări foarte mari din punct de vedere personal. Vedeți că trecutul ăla bate la ușă și poate nu ați rezolvat niște lucruri în trecut, că le-ați amânat. Poate nu s-au legat lucrurile atunci.
Ei, acum se pot lega și este ceva extrem de benefic pentru tine. Poate este o perioadă aglomerată în care te gândești serios să te muți, te gândești serios să finalizezi ceva în casă, în familie, să rezolvi niște chestiuni importante. Pe de altă parte, Lilith intră pe ultima casă astrologică și, dragi balanțe, acolo, da, vă crește foarte mult intuiția. Doar că este bine să fiți foarte atenți, da, la tot ceea ce este în jurul vostru. Tot vă zic de ceva timp că nu mai merge chestia asta cu amânatul. Vedeți că persoanele din jurul vostru reacționează destul de agresiv. Da? Și tocmai pentru că în perioada asta, da, mai nimeni nu mai are răbdare. Nu, spune, ori e albă, ori e neagră. Da? Acum, nu, că dacă stai să aștepți, ți-am spus, deci trec oportunități așa prin fața ta și te uiți frumos. Ei, până acum te uitai frumos, acum problema e cu Lilith acolo că, nici nu știu, uite, ca să fiu sincer așa și directă, pot fi și dușmani ascunși, da? Pot fi și persoane pe care le știi tu de nu știu câți ani și a spus, ei, lasă că a stat acolo lângă mine, că încă mă suportă, că e colegul meu, că e partenerul meu, mai știu eu, mă rog, mai știu eu cine e. Ei, și dragi balanțe, vă treziți că ăștia reacționează într-un mod foarte ciudat. Deci mare atenție la dușmani ascunși, pentru că berbecul este foarte rapid, acolo este o casă a dușmanilor ascunși, deci nici nu știți ce vă pocnește și de unde. Dacă sunteți atenți, deci ascultați-vă intuiția și încercați să mergeți cu valul, nu luați și țineți lucrurile în loc că nu este ok. Da? Că nu este ok. Și mai ales v-aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate. Vedeți că persoanele astea care sunt prin jurul vostru, da, și care, mă rog, nu vă place vouă că sunt mai agresive, că sunt mai directe și voi vreți liniște, vreți pace, vedeți că astea vă pot apăsa niște butoane și să vă facă să somatizați anumite probleme, da? Adică să vă treziți că vă doare nu știu unde, că aveți nu știu ce disconfort și da, de acolo e. Deci e nevoie, dragi balanțe, să vă faceți, da, niște ordine. În primul rând e vorba de voi să vă faceți ordine. Pe de altă parte, este un moment bun pentru voi să vă rezolvați niște chestiuni foarte importante privind viitorul unei povești de iubire, privind viitorul unei relații, viitorul unui parteneriat. Deci acum este momentul, dragi balanțe. Acum este momentul vostru. Da. Hai să vedem ce spune tarotul. Actele sunt importante, călătoriile îndepărtate. Na, sunteți puțin treziți la realitate. Wow, arcana majoră, moartea, asul de cupe, cavalerul de cupe, ce faceți, dragi balanți? 7 de cupe, magicianul, 8 de bâte. Da, știți cum, ceva vă împinge de la spate să luați o decizie, da? Ceva vă împinge de la spate, e ca și cum vine momentul, acum, vine momentul când, acum, mai e puțin. Și ceva vă împinge de la spate să acționați într-un mod. Este o zi în care aveți foarte multe așteptări din partea celorlalți și este o zi în care aveți foarte multe oportunități. Da? Sau încercați voi acolo să mențineți o stare de echilibru, să mențineți așa lumea voastră frumoasă, liniștită. Ei, și uite că vine arcana majoră, moartea, și cu 7 de spade, o conexiune cu zodia Scorpion. Și 7 de spade înseamnă o oarecare dezamăgire, da? Cineva care fură, cineva care minte. Poate să însemne un final, da? Cineva vă treziți deodată așa că pac, vă blochează sau pac, nu mai vorbește, s-a răcit, s-a rupt ceva foarte rapid. Asul de cupe, cavalerul de cupe, o veste bună care apare totuși astăzi pentru tine, noi emoții și văd un gest pe care îl faci față de cineva, o invitație pe care o adresezi unei persoane, cineva care vine către tine, poate chiar cine știe cunoști o persoană nouă astăzi. Dar este și o zi cu foarte multă sensibilitate pentru voi. O zi în care renunțați la ceva, fie vreți să dați uitării, să iertați și să mergeți mai departe, fie alții vă gândiți serios să renunțați la ceva definitiv. Pentru că este ceva aici ce vă și atrage și mai am o informație cu Lilith acolo pe ultima casă astrologică, o să fiți interesați de tot felul de subiecte din acestea ciudate, da? Ciudate, da? Subiecte din acestea de nișă cumva sau subiecte care cumva nu se vorbesc, da? În mod public, nu știu să spun, domenii de activitate mai ciudate, mai ascunse, mai retrase. Zodia Scorpion,
Dragi scorpioni, pentru voi este o zi de mare putere. În primul rând, este o zi în care în sfârșit aveți curajul ăla necesar să aveți niște discuții sincere privind viitorul unei relații, privind viitorul unei prietenii, poate este vorba despre un proiect, puteți să negociați ceva, puteți să aveți o discuție foarte intensă. Vedeți voi, se deschide așa o perioadă în care trăiți la plus infinit și asta poate să însemne ceva pozitiv, da? Că ai parte de multă pasiune cu partenerul, că te ocupi de o activitate foarte dragă inimii tale sau că ești provocat, depinde de fiecare. Lilith intră pe casa 11. Lilith stă acolo 9 luni de zile, îți spuneam, timp în care te va determina să te concentrezi mult pe grupurile mari de oameni, prietenii tăi. Îți vei face tot felul de gânduri legate de viitorul tău. Vezi că îți crește intuiția dacă discutăm de viitorul tău. Deci vei vedea viitorul foarte bine, dar practic, palpabil, adică chiar vei da niște detalii de vei rămâne și tu șocat. Cu siguranță mai toți scorpionii care mă urmăriți aveți voi acolo ceva special legat de planul spiritual, aveți o intuiție, vă spune acolo mintea ceva, aveți un flash, ei de data asta 9 luni de zile aveți din plin, credeți-mă, deci nu există așa ceva. Ce v-aș recomanda? Să fiți puțin atenți pe prietenii din jurul vostru, da? Anturajul vostru, oamenii pe care îi aveți în jur, pentru că nu toți sunt așa cum par. Da? Veți comunica foarte mult în grupuri mari de oameni, fie că vreți, fie că nu vreți, iar alți scorpioni veți avea ocazia să vă planificați mult mai bine viitorul, dar veți fi cumva treziți la realitate voi privind viitorul unei relații, privind viitorul vostru. Și tot pentru tine este o zi în care, uite, poți să primești o avansare la muncă sau poate să fie o zi în care te afirmi, o zi în care te simți bine. Primești cuvinte de laudă, de apreciere, ești foarte bine susținut pe o colaborare, pe relația cu ceilalți. Deci în perioada asta se poate clarifica foarte mult o situație importantă pentru tine. Hai să vedem pentru Scorpion. Ce trebuie voi să știți? Wow! Avem faetonul, 4 de cupe, 9 de spade, 10 de bâte. O legătură cu zodia Leu aici, faetonul, e și cu zodia Rac. Ceva te apasă, ceva nu-ți place, legat de o petrecere, legat de o pasiune, legat de o provocare care apare. Și, dragi scorpioni, v-am mai spus, adică voi luați și duceți niște chestii în spate care nu vă aparțin, mai ales în perioada asta, da? Adică mai lăsați lucrurile astea deoparte. Ceva te forțează să pleci undeva sau ceva nu-ți place în legătură cu o mutare, cu o schimbare, cu o relocare. Pot fi multe drumuri pe care le-ai de făcut astăzi. 4 de cupe și văd aici un refuz din partea cuiva sau o senzație de plictiseală. Unii scorpioni spuneți, băi, m-am plictisit în situația asta. Da, nu mai pot, dar nu mai merită. Nu-ți place ceva anume. Iar ultima carte este 9 de spade. Multe gânduri pe care ți le faci. Este ok, dar încearcă cumva să le pui și în practică. Oricum, nu știu dacă o să le pui foarte curând, dar pentru unii scorpioni da. Dar alții cu siguranță de săptămâna viitoare când intră Marte în zodia voastră, nu vă mai scapă nimeni și nimic și sunteți superbi. Da? Este teamă legat de o stabilitate, legat de siguranța unei relații, siguranța voastră financiară. Da, vă asumați prea multe, dragi scorpioni. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, în primul rând este o zi în care intrați în contact cu foarte mulți oameni. Este o perioadă în care fie avansezi la locul de muncă, fie primești o ofertă mai bună, îți conștientizezi valoarea pe care o ai acolo, negociezi cu oamenii ăia altfel și mai mult decât atât este ceva ce este foarte benefic pentru viitorul tău. Deci vezi ce ți se propune, ce se negociază, ce se discută acolo, pentru că sunt lucruri frumoase și uite dacă vrei, este o perioadă bună să mergi la un interviu. Chiar e o perioadă bună pe așa ceva. Apoi, Lilith intră în Fecioară și vezi că timp de 9 luni de zile, atenția ta va fi foarte puternică pe instituții publice, pe relația cu statul, relația cu șefii, tot ceea ce ține de persoane cu autoritate asupra ta, părinți sau partenerul de viață.
reputația ta, cine ești tu ca săgetător, ești singur, ești aflat într-o relație și Lili te ajută să avansezi doar dacă asculți, da, intuiția ta. Trebuie să-ți asculți intuiția aici, iar unii veți simți așa niște înțepături din partea șefilor, dar atenție să nu fiți și voi cei care înțepați așa prin ideea aceasta de a fi mult prea direcți, da? Și ce v-aș recomanda, să fiți puțin atenți la ceea ce spuneți sau ceea ce comunicați privind șefii, da? Sau privind afirmațiile pe care le faceți prin spațiu public. Este super ok, dar încercați să fiți atenți, repet, pentru că Lilith acolo vă poate ajuta să avansați, dar prin independență cumva, da? Nu vă bazați pe ceilalți și mai mult decât atât, repet, fiți foarte atenți ce spuneți, pentru că aveți tendința și voi să sfătuiți prietenii fără să vă întrebe, să vă dați cu părerea, să încercați. Bine, voi o faceți din dorința de a ajuta și aici nu dau în voi, că și eu am luna în săgetător, deci nu dau în voi. Eu iubesc zodia asta. Deci avem noi tendința asta câteodată și o să ne trezim, da, cu probleme. Da? De asta trebuie să fiți atenți. Da? Chiar pe chestia cu șefii, însă oricum veți fi puțin treziți la realitate din acest punct de vedere, pentru că da, cu siguranță sunt și săgetători care sunt acum aproape spre partea aceea, nu știu, a depresiei, a lipsei de încredere, lipsei de credință, da? Încredere în tine, încredere în divinitate, că și asta e important, de acolo mai pleacă depresia. Cumva, dacă te confrunți cu chestia asta, nu e problemă că Lili te trezește la realitate și ți-arată ce poți. Și asta e ok din punctul meu de vedere, dar depinde de tine ce faci cu energiile. Apoi, toată această perioadă este foarte bună pentru tine, pentru a cunoaște o persoană nouă. Poate să fie o persoană care studiază, cineva care predă, poate e o persoană mai spirituală și de asemenea, uite, femeile să știi că te pot ajuta foarte mult pe tot ceea ce ține de pasiunea ta, de iubirea ta. Femeile te pot ajuta foarte mult și pe viitorul tău, da? Pe viitorul tău. Iar unii săgetători vă gândiți serios, fie la o căsătorie, dacă sunteți într-o relație și încă nu ați făcut pasul, fie alții vă gândiți serios la un divorț, da? Pentru că na, Saturn acolo vă pune la încercare. Dacă e ceva stabil și de durată, e ok. Dacă nu, nu vă lasă în pace. Da? Deci nu e pentru toți săgetătorii, doar cei care vă știți. Iar dacă ai copii, este o perioadă bună să-ți rezolvi niște probleme. Da? În legătură cu o grădiniță, cu un grup de oameni, cu anturajul copilului, deci e o perioadă bună. Hai să vedem. Și avem 5 de cupe, 9 de spade. Ți este teamă să nu se repete un scenariu din trecut. Te uiți așa spre partea goală a lucrurilor, da? Aici și îți faci tot felul de gânduri. Acum, dragi săgetători, paharele s-au dărmat, mai mult de atât n-aveți ce să faceți. Poate era o travă acolo și va feri Dumnezeu de un rău. 9 de monede, următoarea carte. O zi în care să știi că îți recapeți încrederea în tine, să vezi că de aici pleacă tot. De aici pleacă tot, crede-mă, plac foarte multe lucruri, da? De la atitudine, de la atitudine. 9 de monede poate să însemne și o sumă de bani care ți intră, dar așa cum spuneam, este un moment de schimbare pentru tine, poate chiar și din punct de vedere profesional. Temperanța, ultima carte, care este cartea ta și cu siguranță în această zi îți vei îndrepta atenția către lucruri pozitive, către lucruri frumoase, vei vedea și partea bună a lucrurilor și cu siguranță vei da dovadă și de înțelepciune, vei înțelege ce este rău, ce trebuie vindecat și cum anume trebuie să mergi mai departe. Poți să afli o veste care să te streseze puțin, legată de o persoană din familie și legată poate de o problemă de sănătate sau de un compromis. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, o zi în care munca este importantă pentru voi, dar fiți puțin atenți pe drumuri, da? Fiți puțin atenți pe ceea ce comunicați și voi. Însă este o zi foarte bună să îți recapeți încrederea în tine și să rezolvi ceva foarte important legat de muncă, legat de relația cu rudele, legat de colegii tăi de la muncă, legat de starea ta de sănătate. Deci e un moment absolut super, absolut super. Este ceva ce te va ajuta foarte mult din punct de vedere profesional sau ca și reputație, tu ești bine din poveste. Alți capricorni poate sunteți prinși cu niște acte în această perioadă, nu neapărat marți. Că, repet, sunt aspecte mari pe cer care se simt mult timp.
Dar marți sunt mai intense. Lilith intră în fecioară și gata, iese de pe casa 8-a, că v-a chinuit acolo destul. Pe casa 9-a este o poziție mult mai bună pentru tine, să știi, da, pentru că îți crește foarte mult intuiția, crește foarte mult relația cu divinitatea. Acum, știi cum, e nevoie să, mă rog, să nu-ți fie teamă, este nevoie să vezi lucrurile așa cum sunt. Și mulți capricorni veți învăța, fie la nivel înalt, da, să zic că vreți să faceți niște cursuri de spiritualitate, dar poate să fie ceva practic, da? Nu la nivel energetic, nu la nivel teoretic. Da? Învățați să faceți ceva practic cu ceva, să vedeți voi palpabil. Cu siguranță veți fi foarte prinși pe tot ceea ce ține de acte în următoarele 9 luni de zile. Veți intra în contact cu tot felul de profesori, de mentori și poate chiar și voi veți fi puși în situația în care să fie nevoie să învățați pe ceilalți, dar aici este bine, așa cum am spus, să coborâți lucrurile în partea practică, da? În partea practică și o să doriți să călătoriți peste hotare, o să doriți să cunoașteți oameni, poate chiar să încercați feluri de mâncare noi, da? Pentru alții dintre voi. Și pentru tine este o perioadă bună în care, uite, poți să rezolvi ceva important legat de o bancă, ceva legat de copilul tău. Uite, copilul tău poate trece printr-o perioadă de transformări. Și nu e ceva negativ, da? Cum am mai spus și la și la vărsător. Nu e ceva negativ. Pur și simplu, nu știu, are un proiect în desfășurare, are două joburi acum sau da, schimbă școala, trece în altă etapă și atunci uite că lucrurile se mai rezolvă. Mulți capricorni, dacă vă știți în relații de cuplu nefuncționale, vedeți că acum este momentul să rupeți povestea sau reușiți să rezolvați niște chestiuni în perioada aceasta legate de o moștenire, legate de o sumă de bani, legate de ceva important. Da, mulți capricorni, vedeți că o să fiți cumva treziți la realitate, cum că planul ăsta spiritual totuși are o importanță mare. Da? Are o importanță mare. Cu siguranță capricornii care sunteți la mine, mă rog, care vă uitați acum la mine, mă gândesc că na, sunteți puțin spirituali. Adică na, credeți și voi în ceva, credeți că nu totul se întâmplă așa fără logică, bănuiesc. Da? Na, poate sunt și care se uită din divertisment, n-am nimic împotrivă. Dar cu siguranță o să vă crească foarte mult apetitul. Deci cu siguranță o să vedem mulți capricorni care se vor uita la citiri de tarot și la analize astrologice. Și asta mă bucură. În următoarele 9 luni de zile, da? Asul de spade, 3 de monede, 9 de bâte. Lucrezi aici la ceva, dar ai obosit. Sau ți este teamă de o decizie privind munca, privind colegii tăi, privind rudele. Poate ai obosit privind partea aceasta de studiu. 8 de spade. Păi dragi capricorni, știți cum? Sunteți așa ca într-o bulă, dar tot vă învârtiți acolo și nu aveți scăpare. Puneți o pauză, dați un pas în spate, detașați-vă de situație, de persoană, de idee și cu siguranță lucrurile, da, apoi vi se vor părea cu totul și cu totul diferite. Ultima carte, nebunul, deci o surpriză mare pe care tu o ai astăzi, o eliberare, un nou început, un nou drum, o nouă activitate care te surprinde destul de mult, dar și ideea aceasta de a risca, deci vrei să riști ceva. Ceva legat de bani, o strălucire pe care o ai. Uite, poți să ai un moment așa când îți vine pac, o idee genială. Zodia vărsător. Dragi vărsători, o zi în care copilul e important, copilul, afacerile, toată zona asta. Este o zi pentru tine în care fie ți se apasă niște butoane sau o perioadă. Fie, dragi vărsători, este o perioadă în care trecutul ăsta bate la ușă. Uite, e ca și cum se finalizează ceva legat de o afacere, legat de o poveste de iubire, legat de un copil, ceva se transformă acolo în viața ta și toate lucrurile astea să știi că te ajută să-ți învingi o teamă, pentru că asta e problema cu teama. Da? Teama de trecut, teama de dușman, teama de a nu fi mințit, trebuie să iasă chestiile astea odată pentru totdeauna de acolo. Alții poate reușiți în sfârșit să rezolvați ceva legat de o moștenire, ceva legat de niște bani astăzi și de asemenea, dragi vărsători, partea spirituală vă ajută mult, dar trebuie să vă și ascultați intuiția. Da?
Adică degeaba vă vin idei, degeaba vă vin gânduri, degeaba Dumnezeu vă dă soluții dacă nu le puneți în practică. Că ele trec pe lângă voi și după aia spuneți, Doamne, de ce nu m-ai ajutat? Și El îți spune, păi da, ți-am trimis și barcă, ți-am trimis și avion, ți-am trimis și mașină, da, care merge pe apă, dar nu ai vrut să te urci în ea, da? Cam așa și aici. Lilith intră pe casa 8-a. Vezi că timp de 9 luni de zile, în primul rând îți crește foarte mult intuiția și în al doilea rând se deschide o perioadă în care te vei concentra foarte mult pe bănci, pe moșteniri, pe lupte din acestea de putere, pe de altă parte. Și este bine să fii puțin atent acolo. Da? Uite, relația cu rudele poate să fie puțin ciudată pentru tine. Chiar relația cu rudele, da, chiar aș merge foarte mult pe chestia asta. Pentru că n-aș fi nodul nord pe casa a treia și vrei, nu vrei, aia e, alea sunt rudele, teoretic nu ți le-ai ales tu, da? Sau practic ți le-ai ales prin altă, da? Înainte să vii pe aici, fiecare cum crede, așa e bine. Poate, da, e nevoie să te mai revezi și nu ai chef sau nu vrei. Vei trece printr-o perioadă de schimbări foarte mari și ar fi bine să te deschizi în fața lor pentru că sunt absolut fantastice. Și vezi că fie persoana iubită, fie un copil te poate ajuta enorm, enorm de mult. Apoi, pentru tine mai este o perioadă foarte bună în care, uite, ai niște femei acolo care te pot ajuta foarte mult. Da? Pot fi chestiuni legate de acte, pot fi partenerii tăi de afaceri, pot fi persoane care au o anumită școală sau au o anumită poziție. Iar pentru alți vărsători, reușiți să rezolvați niște chestiuni foarte importante privind niște acte sau privind relația cu partenerul. Adică începeți și voi să vă dați seama că nu e nici ca voi, nici ca celălalt și că este nevoie să acționați. Practic vorbim. Practic. Vedeți că Lilith acolo în fecioară, dacă nu vreți voi să acționați, nu e problemă că vă împinge așa, știți cum vă înțeapă și vă face să mergeți înainte. Dacă mergeți de bunăvoie și nesiliți de nimeni, e ok, da, lucrurile sunt bune. 4 de cupe îndrăgostiții, da? O conexiune cu zodia Gemeni, dar este și ceva ce nu îți place, ceva ce nu îți convine aici, da? Privind o petrecere, privind o întâlnire, o alegere pe care o ai de făcut. Spânzuratul și uite, o conexiune cu zodia Pești pentru unii. Deci alegerea este la tine. Tu decizi. Tu iei hotărârea. Ultima carte, 5 de monede. Unii vărsători vă dați seama că e cazul să plecați dintr-o situație, să abandonați ceva, să lăsați ceva în urma voastră. Dar ce v-aș recomanda? Dacă vedeți că este o problemă în ziua de marți sau în general de acum încolo, nu o țineți în voi. Da? Spuneți persoanei respective ce vă deranjează. Da? Încercați să găsiți soluții practice pentru a vă elibera din povestea asta. Da? Pentru a vă elibera. Nu știu, dacă ieși și țineți în voi, pot avea blocaje pe partea aceasta de eliminare a lucrurilor, da? Din voi. Ceva vă apasă aici. Dragi vărsători, vedeți că planul divin e mult mai important decât credeți voi în perioada asta și serios vorbesc, ascultați-vă intuiția și puneți lucrurile în practică. Adică pui o întrebare, da, ce să fac, să merg acolo sau să merg dincolo și primul gând o să-ți vină, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta și ăla trebuie să-l asculți, nu stai să analizezi de nu știu câte ori situația, că după aia intră mintea pe sistem și s-a dus tot. Da, cu siguranță mulți dintre voi știți chestiile astea care vă uitați, că v-am zis, dacă n-ați avea vreo legătură cu planul spiritual, nu cred că ați mai fi pe aici. Zodia Pești. Dragi pești, în primul rând este o perioadă în care casa și familia sunt importante, dar mai mult decât atât este o perioadă în care în sfârșit reușiți și voi să definitivați un proiect, un contract, viitorul vostru. În sfârșit reușiți să clarificați ceva legat de o relație de iubire, o relație de la muncă, relația cu clienții și cu siguranță mulți pești reușiți să rezolvați multe chestiuni legate de acte sau legate de zona aceasta birocratică. Și este ceva ce te va ajuta foarte, foarte mult. E ca și cum îți dai tu seama cam pe unde îți era pierdută energia. Puteți vă treziți și cu oameni din jurul vostru care spun, uite, de mâine te-am schimbat departamentul și tu o să spui, aoleo, că nu mai am cu cine să beau cafeaua în pauză. E mai bine așa că Dumnezeu ți-a luat omul ăla ca să nu te mai sece de energie. Da? Sau știu eu ce alte chestii aveați voi. Lilith intră pe casa a șaptea.
Lilith, acolo pe casa a șaptea, dragi peștișori, vă trezește la realitate privind relațiile cu ceilalți. Da? Privind relațiile cu ceilalți. Și cu siguranță primiți tot felul de vorbe din partea celorlalți, primiți tot felul de sfaturi pe care poate nu le-ați cerut și ăștia vi le dau. Pe de altă parte, veți fi foarte concentrați pe partea aceasta de acte și v-aș recomanda ca în următoarele 9 luni de zile să fiți foarte atenți pe tot ceea ce ține de acte, da? Pe detaliile, pe scrisul ăla mic, da? Din josul paginii. Acolo, dacă ești atent, e ok, vezi unde e problema, o rezolvi. Deci nu vă apucați să faceți chestii așa de capul vostru. Peștii care vă aflați într-o relație, vedeți că e posibil, da, să mai apară cineva prin peisaj, fie în viața ta sau în mintea ta, că nu e neapărat să apară fizic. Poate să fie doar la nivel de minte, că te gândești la cineva, da? Sau în relația cu partenerul. Deci se pot întâmpla lucruri și tot ce ține de sfera relațiilor va fi extraordinar de important pentru tine în următoarele 9 luni de zile. De asemenea, dragi pești, este o perioadă foarte bună în care în sfârșit încep să se rezolve acele probleme legate de muncă, legate de sănătate, legate de rutina zilnică, de relația cu rudele. Sunt niște discuții mai bune, mai tranșante, mai serioase. În sfârșit aveți ocazia să le rezolvați. Poate să fie și ceva legat de o femeie, atenție, pentru unii pești. Da? Hai să vedem ce zice tarotul, ce trebuie tu să știi. Hai că... Nu e rea Lilith acolo, repet, da? Nu e rea, dar na. Vrea să te ajute, că e Saturn în zodia ta și spune hello, maturizează-te, da? Maturizează-te. Trei de bâte, judecata, deci te revezi cu o persoană și ai o discuție care o să te surprindă. Pe de altă parte văd un drum pe care îl faci într-un loc în care ai mai fost, iar pentru alți pești se vede clar aici faptul că aflați niște vești legate de un copil, legate de un adolescent, de o persoană. Opt de bâte, multă pasiune în această zi, multă bucurie, poate să fie și o zi în care totul se desfășoară foarte rapid în viața ta, primești vești bune, dar văd și multe activități pe care le-ai de făcut, dar acestea sunt cumva foarte, foarte rapide. Și vedeți că unii pești puteți să primiți o avansare perioada asta sau un loc de muncă unde să fiți mai bine plătit. Poate primiți un proiect suplimentar, dar vedeți că printr-o femeie sau e ceva legat de o activitate feminină. Ultima carte, valetul de cupe. Niște vești bune pe care le primești astăzi, mai văd o legătură cu un copil sau cu o persoană dragă sufletului tău. Poate să fie și o zi în care faci lucruri noi. Mai văd o reacție puțin imatură a unui coleg de la muncă sau a unei persoane din jurul tău. Dar în general este o zi bună pentru cei mai mulți pești. Da? O zi bună. Vă revedeți cu un copil, cu o persoană mai tânără, cu o persoană dragă vouă, dar ce v-aș recomanda? Nu vă faceți tot felul de iluzii pentru că o să se simte din ce în ce mai mult acea opoziție dintre Saturn și Lilith și atunci sunteți puțin treziți la realitate. Da? Într-un sens bun, repet, că nu ne vrea nimeni răul. Bun. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți și nu mai v-am explicat, puteți să ascultați filmarea asta oricând în luna octombrie, da, mai ales la începutul lunii octombrie, în prima parte, pentru că energiile încă sunt valabile. Iar treaba cu Lilith, 9 luni de zile, puteți să revedeți filmarea oricând vreți. Poate o să fac și o filmare specială, văd cum mă încadrez, că mi se pare un tranzit important, vreau să... Îmi adun și mai multe informații, vreau să discutăm și mai multe pentru fiecare și dacă e, o să fac. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă și vă doresc un tranzit foarte frumos al lui Lilith prin casele voastre astrologice, să vă bucurați de energia lui Lilith, că nu e negativă. Ea e independentă, ea e frumoasă, ea are o intuiție foarte bună, are o minte ascuțită, deci... pur și simplu are pretenții să fim la fel. Vă îmbrățișez cu drag, o zi de marți superbă să aveți și o săptămână cât mai plăcută.